Bună seara, prieteni, am urmărit împreună primul meci în această etapă, un meci pe care Petrolul câștigă, nici ea poate nu știe cum câștigă acest meci și urcă, evident, este doar primul meci al acestei etape, urcă pe poziție de play-off trupa lui Florin Pârvu, dincolo de minutul 90 și marchează 2-1 după ce Paul Iași ratase o mare ocazie, fix cu câteva faze înainte, bară. Și în loc de 2-1 pentru Polia, se termină 2-1 pentru Petrolul. Urmează la ora 20 o partidă care se anunță mult mai interesantă și cu implicații majore în lupta pentru play-off, pentru titlu, pentru că în Giulești Rapid întâlnește Hermann. Îi salut pe Mihai Stoica, bună seara. Bună seara. Ovidiu Herea, bună seara. Bună seara. Merita Petrolul? Nu. Nu merita. Nu merita Petrolul și chiar mă uitam în clasament dacă pierdea Petrolul, era la baraj, da. Dacă a câștigat, e în play-off. E, din punctul ăsta de vedere, clar cel mai interesant campionat din istorie. Și încă nu vorbesc de istoria recentă de când, exact. Istoria recentă, cea cu play-off, play-out. Doar că de remarcat sunt faptul că Petrolul n-a renunțat, deși părea că ar trebui să fie mulțumit cu un rezultat de egalitate, doar dacă luăm în calcul ocazia celor de la Iași, bara lui Luca Mihai. Și eu aș mai remarca un gol de fotbalist, de autor, marcat de Musi, nu că e copilul nostru, dar un gol cum vezi rar la un jucător de 19 ani, al patrulea gol în actuala ediție, și un jucător care promite Luca Mihai. E prima dată când l-am văzut bine, că până acum nu știam exact ce poziție joacă. Văd că are un picior stâng foarte, foarte bun. Se putea întâmpla orice, dar mai bune au fost cei de la Iași, mai multe ocazii. Am văzut și posesia în prima parte a meciului, n-am văzut raportul în partea a doua, dar mi s-au părut superiori din toate punctele de vedere, dar ghinioniști. Și cred că o problemă mare cu... dar asta e o chestie generală. Suntem campionatul cu cei mai mulți portari mici de statură. Ceea ce nu prea e ok, că portarul mic de statură nu prea ajunge la mingi. Când scoate câte una, e extraordinar, dar un portar cu plasament bun, cum e Zima, de exemplu, mingea aia poate să o ia sub braț. Da, așa e. Ovidiu, câteva impresii despre meci. Da, și eu sunt de aceeași părere. Nu cred că merita Petrolul să câștige în seara asta. Și din punctul meu de vedere, Iași a fost mai bună. Cu puține șanse putea să câștige acest meci, dar așa e în fotbal. O greșeală la mijlocul terenului și scorul s-a schimbat și iar Petrolul a câștigat. Asta e golul lui Musi, de care vorbeați dumneavoastră. Ce control bun are într-o aglomerație. În afară de faptul că ține foarte bine de minge și nu-și pierde reperele și nu se grăbește să paseze, marchează cu o execuție. Noi pe vremuri spuneam pe la Galați că ocolește casa și grădina. Un efect excepțional. Și clar că acolo a vrut să dea și așa a vrut să dea. În primă, balonul e un efect excepțional. Cam tot ce face, adică și preluarea preluarea pe păzii viitoare și cum se întoarce și unde dă, nu e întâmplare. Ce efect prinde. Ce îmi place mie e cum pune corpul, cum protejează mingea, iar viteza de execuție la vârsta lui este una incredibilă. Și dintr-o poziție, că el multă vreme a jucat în dreapta la Petrolul. Cam asta e poziția lui. În stânga? Da. Ok. Da. Poziția lui de bază. Poate să joace și în dreapta, i-a făcut foarte bine că a jucat în dreapta, a jucat atacant câteva meciuri și în doi și doar el. Cred că pentru el, strict gândindu-mă la el, a fost o alegere foarte bună Petrolul. Da. Foarte bună. Da. Pentru că a jucat, bine, nici nu s-a accidentat, a jucat meci de meci, a dat randament, se chiar dacă l-a pentru mutat. El a fost o alegere foarte bună, că e fotbalist foarte bun. Că dacă era fotbalist slab, nu era alegere bună nici la Iași, nici la Petrolul. S-a dus la Iași, a contribuit la promovare, avea 18 ani, a marcat 5 goluri, a venit la Petrolul, are 19 ani, a marcat 4 goluri, cred că are și vreo 4 asisturi. E foarte bine. Pentru vârsta lui e foarte bine. Dar asta e gol de portar? Un copil foarte serios. Cred că putea face mai mult. Ziceți putea face mai mult, nu ziceți eroare de portar, nu? Eroare de portar nu, că până la urmă... El cred că atinge mingea, nu? Din spatele... 100% atinge mingea. El o aruncă în stâlpul porții. Adică o are în braț, practic, cum spun portarii. Șutul nu e din calea afară, vine. Eu nu știu dacă poziția e una corectă. Nu prea le-am eu cu porteria, dar nu știu. Parcă să mai vedem o dată golul Victoriei, marcat de Berisha. O să ne referim și la acest atacant kosovar, că practic Liga din România a fost
împânzită de kosovari. Tu zici că plasamentul lui nu e... Plasamentul lui, da, mi se pare prea pe colțul scurt. Cred că ar fi trebuit să fie jumătate de metru mai în stânga. Și atunci nu cred că ar fi avut probleme. Părerea mea, cum, nu știu, cum ți-am zis. Da, nu știu, asta chiar un portar ar putea să ne lămurească. Dacă poziția lui, că asta e importantă, că el dacă era un pic mai la stânga, îi venea mai bine. Asta zic, asta zic. Certe că șutul e pe el și moale. Și-o cam bagă singur în poartă. Mă rog, nu zic, n-aș zice că e gol de portar, e... Greșeala pe care o face Todorovski, dacă nu mă înșel, este una colosală. Adică, pur și simplu, un punct foarte important se pierde. Între greșeala Todorovski și ce face a Elenei, care vi se pare că e mai mare? Cred că e Todorovski. Da? Da. Ok. Mă pot să e ultima fază a meciului. E ultimul minut de prelungiri. O să faci așa ceva. Da. Bun, am vorbit mai devreme de Musi, l-am lăudat, acum îl ascultăm. Cum ai spus tu, s-a întors roata. Mă bucur că am luat cele 3 puncte, că am intrat în a doua repriză montat. Știam că o să câștigăm, am intrat în vestiar și, să spun așa, ne-am vorbit, așa am vorbit între noi. Și acum ne bucurăm și de mâine o luăm de la capăt să mergem spre următorul meci. Cum a fost acea fază la care ai marcat? Începi ușor să... te treci tot mai des pe lista marcatorilor. Cum a fost faza respectivă? Da, a venit mingea la mine, am știut ce trebuie să fac, am intrat în careu. Prima oară am căutat să văd dacă mă lovește cineva, mi-am făcut-o pe dreptul și am dat colțul lung. Deci nu ți-a fi părut rău nici de un penalt. De ce? Spune-mi ce se întâmplă în acest moment în vestiar la tine, pentru că am auzit de acolo strigăte de bucurie. E mai dulce ca niciodată. Păi vă dați seama, victoria minutul 90 de infart, ce pot să spun. Dar mă bucur că am luat cele 3 puncte și de mâine ne focusăm pe următorul meci. Vă gândiți la play-off în acest moment cu șanse reale pentru că ați intrat pe locul al 6-lea? Da, eu cum am mai spus, mereu ne-am gândit la play-off. Mereu încercăm să luăm fiecare meci în parte, să ne antrenăm foarte bine și să scoatem maximul din el. Nu de mult ascultam o declarație a patronului de la FCSB care a zis bravo lui Musi pentru că s-a dus la Petrolul să joace ca să se întoarcă la noi la FCSB să intre titular. Nu, te gândești pe termen lung? N-am auzit nicio declarație. Nu știu. A fost acum vreo săptămână. A, te gândești știu. Așa pe termen lung măcar la, să intre ușor să te întorci și să intre la FCSB? Acum mă gândesc la Petrolul. Vreau să-mi fac treaba cât mai bine aici și pe viitor vom vedea ce va fi. În regulă. Mulțumim frumos. Mulțumim, seară bună. Bun, l-am ascultat. I-ați văzut nivelul, cum a jucat. Dacă el ar fi în momentul de față la FCSB, ar avea vreo șansă să fie jucătorul care joace titular pentru regulă, evident. S-a luptat cu Octavian Popescu în condițiile în care e posibil ca Pantea să lipsească o perioadă mai lungă pentru că azi la antrenament a suferit o accidentare și la prima vedere pare o accidentare gravă. Citeam pe Fanatic, e posibil să fie ligamente cu cetatea ruptură. Da? Da. Asta înseamnă practic autosezonul. Bineînțeles. Da. Să nu ne grăbim, așa, la primul consult clinic, nu poți să faci remene acum, să facă remene luni, dar așa pare. Adică noi l-am auzit la antrenament și s-a auzit și un zgomot. De regulă, când se rupe un ligament, se produce un zgomot. Asta e o lovitură mare pentru FCSB. Asta e o lovitură mare pentru Pantea, în primul rând, dar na, se întâmplă și... Practic, soluțiile de under care sunt în momentul ăsta? Soluțiile sunt Octavian Popescu, Rada Slavescu, Pandele și încă 4 jucători de la Academie care s-au antrenat cu prima echipă până acum. Da, asta e o lovitură, mă gândesc, la lung, nu acum neapărat un meci, două, că... Poate fi. E o lovitură pentru el. Noi avem variante, sunt soluții, nu sunt probleme. Mă întorc la Musi. Credeți că dacă el ar fi fost acum în lot, ca nivel, credeți că ar fi făcut sau mai are nevoie de cum îl percepeți? Eu îl văd printre cei mai buni atacanți din România la ora actuală. Nu țin cont de vârstă. Ne țin cont de vârstă. Este, de cel la Petrolul, în opinia mea, este cel mai bun jucător al Petrolului în actuala ediție de campionat. Și nu numai opinia mea, că am discutat și cu oameni care n-au legătură cu noi. Deci el joacă nu pentru că ar trebui să joace, că respectă regula, pentru că e foarte bun. A fost foarte bun anul ăsta. Au fost meciuri în care era de departe cel mai activ jucător al lor. Și bun, ei pe ceilalți. Irobiso, mă rog, ăla zici că abia a venit. Berisha. Eu sunt de acord acum că el
joacă nu datorică regulii, dar dacă el nu era de regulă, nu l-ar fi luat Petrolul. Să convins de asta. Adică, probabil că nu. Și atunci, lui s-a oferit o șansă și față de alți jucători, el s-a agățat de șansa asta de a juca și de a produce fotbal. Și care e problema? Mai sunt câțiva jucători la Petrolul care respectă regula. Jucau aia dacă erau buni. Clar că nu-l lua Petrolul dacă nu exista chestia asta cu regula, dar omul a jucat care valoare. Până la urmă și regula asta le dă o șansă celor tineri. Dacă știi să profiți de ea, da, și evident. El a profitat. Asta este. Să ne înțelegem, exact. Mulți de asta joacă, că e bun, că dacă juca un meci, două, trei și era slab, el nu mai juca, jucau alții. Dacă mai are Petrolul acolo în lot. Și el mai are, după campionatul ăsta, încă 3 ani de regulă. Până în vara lui 2027. 3 ani de regulă. Ca să realizăm bine, sper să scăpăm odată de... Pentru că regula e mai mult decât stupidă. Ce faci dacă pățești ce a pățit Madridul, că i s-au accidentat 4 fundași centrali? Toți 4 fundași centrali. Ce faci dacă ai 4 jucători de regulă foarte buni și se accidentează toți? Trebuie să-ți faci o echipă proastă, nu? Da, chestiunea asta știți că asta era unul dintre argumente atunci când s-a dorit introducerea. Da. Chiar zicea aici Panduriciu, păi și dacă se accidentează principala variantă, intră, jucătorul se accidentează, se accidentează și ăla, nu s-a întâmplat. Astea sunt niște situații extreme. Tocmai ți-am spus, s-a întâmplat la Madrid ca 4 fundași centrali să se accidenteze. Am înțeles, nu zic. Iar fundași centrali nu prea se accidentează. În România? Se poate, păi uite că se poate întâmpla la noi. Octavian Popescu are probleme medicale. Abia vine după o intervenție. Pantea s-a accidentat grav. Nu e în regulă să forțezi un club să joace, să alinieze un 11 sub ce poate alinia. Există vreo intenție a cluburilor de a solicita scoaterea acestei reguli? S-a mai încercat, dar întreb, că v-am auzit spunând chestiunea asta. Nu am... Eu nu discut cu niciun alt reprezentant al vreunui club. Eu sunt de asta... sălbatic. Păi nu, dacă să se schimbe, trebuie să existe. Nu, habar n-am vorbit cu nimeni. Nu știu ce idee au alții. Nu vorbesc cu oamenii. Mă salut cu ei când ne întâlnim la meciuri. Am înțeles. Da. Bun, câteva declarații și din partea lui Bordeanu, de la Poliaș. Adică nu anunța nimic. Nu știu ce a făcut Musi acolo între 3 jucători de ai noștri. A dat un șut la colțul lung și... Na, de acolo parcă moralul nostru a scăzut, dar ținând cont, înainte să luăm golul 2, am avut noi bară, dar nu știu ce se întâmplă. La noi bară iese afară, la ei bară gol. Nu știu. Ceva se întâmplă, asta e clar, că avem multe meciuri pierdute pe final în sezonul ăsta regulat, în care chiar... Cred că nu am știut, cred, cu siguranță nu am știut să gestionăm finalurile de meci și uite că ne trezim într-o situație foarte delicată, care e greu de gestionat. Oricât jucători cu experiență ai avea, orice ai încercat să faci, intri așa într-o perioadă în care totul e împotriva ta. Dar suntem jucători profesioniști cu contracte, trebuie să punem capul în pământ, să ne pregătim. Urmează un meci foarte greu cu Rapid, după aia, adică o perioadă foarte grea, cu meciuri grele, ținând cont că de la Iași, după aia plecăm la Craiova, distanță, perioadă scurtă, iar venim acasă cu Dinamo, ne-au pus în 6 zile, jucăm 3 meciuri cu o deplasare la Craiova. O să fie greu de gestionat. Da. Acum sperăm să ne refacem și lucrurile să fie în regulă și să fim pregătiți pentru meciurile astea. Dar spune-mi, crezi că este și o problemă mentală sau e o problemă fizică? Pentru că, într-adevăr, așa cum ai remarcat, multe meciuri se pierd pe final. Ce lipsește pe finalul de joc? Ok, acum e foarte ușor să vin oricine să zică, să dăm vina unii pe alții, că nu știu, nu suntem pregătiți, asta nu cred, clar. Că avem experiență. Au fost situații care nici eu nu mi le explic. Nu m-am întâlnit cu așa ceva. Pot să spun cu siguranță, nu m-am întâlnit cu chiar atâtea meciuri în care să primești gol în minutul 90, nu gol, și golul egalării de multe ori și golul înfrângerii. Ei, acum e o perioadă foarte greu de gestionat, cum am spus. Dar
n-avem ce face, punem capul în pământ, mergem, ne pregătim, că urmează meciul cu Rapid. Crezi că a fost această înfrângere determinată puțin și de arbitraj? S-a cerut un cartonaș roșu la PAP, s-a scris în presă că s-ar putea să fi fost. Sincer, nu aș vrea să comentez. Sunt alți oameni... Chiar nu știu cum să comentez, sincer. Nu știu cum să comentez, că sunt oameni care analizează să vorbească dumnealor. Eu, orice aș face, eu am pus mâna pe Musi umăr la umăr și mi-a dat galben, a suspendat meciul viitor. Rusandu dormea, ce să-i fac? El la 3 metri și el zice galben. Hai să facem. Oricum știu că toată lumea vrea să dea în Iași. Toți vor Dinamo, toți vor alte echipe. Dar o să trecem și peste asta, cu siguranță. Toți ne cred slabi, că Iași o să intre, că dar o să demonstrăm că nu e așa, 100%. Simți asta în spatele ușilor? Da, 100%, simt. 100%. Că se fac eforturi pentru Dinamo? Eu așa simt, e părerea mea personală, toată lumea e liber să creadă ce vrea. Dar eu simt lucrul ăsta, că la fiecare meci se întâmplă câte ceva. E o ciupeală, așa? Da, așa, subtil. Dar nu vreau să comentez mai mult, că după aia se interpretează și acum o să spună, bă, ați avut 1-0, îi vii tu și când pierzi, vii și vorbești de lucruri care sunt doar în capul tău. În regulă, perfect. Mulțumesc mult. Mulțumesc, o seară bună. Păi, ce să mai interpreteze? Că a spus-o clar, se fac jocurile pentru Dinamo. E când spui asta, ce să mai interpreteze mai mult de atât? Dar trebuie să discutăm de faza cu PAP. Este foarte devreme în meci. Mladinovic e decizia de a-i da cartonaș galben și întrebarea este dacă e suficient doar cartonaș galben, pentru că intrarea asupra lui Spas, cel care avea să marcheze golul, este foarte tare. Dovadă că Spas și intenționată. Spas, după ce marchează, cred că mai stă câteva minute și e schimbat. Stă de gol și iese. Da, și nu mai poate să mai continue. Ovidiu, e roșu? Roșu, clar. Roșu, nu? Da, e așa. Așa mi se pare și mie. Domnul Stoica? Roșu. Deci, trei oameni aici în platiu nu spun că noi deținem adevărul, dar vedem diferit și avem... Se duce, și spunem roșu și arbitrică. Are intenție, se vede clar că are intenție. Și se și lasă pe picioare. Da. Dovadă că îl și faultează grav. N-ai cum să... Să vedem ce spune Leo Grozav. Vă mine? Nu știu. Nu știu, întrebați-l pe domnul Mladinovic. El poate să vă spună, eu nu știu, nu mă pricep. Vă referiți, bănuiesc, la faza cu... Nu mă refer la nimic. V-am spus, întrebați pe altcineva. Eu nu vă pot spune dacă e just sau injust. Cei care au văzut jocul, pot să vă spun. Eu nu vă pot spune. Eu vă spun despre joc, despre jucătorii mei. Altceva n-am ce să declar, dacă e just sau injust. La final este 2-1. Felicit echipa gazdă. Este ceva de reproșat arbitrajului, din punctul dumneavoastră de vedere? Iarăși, vă rog să spuneți dumneavoastră. N-am nimic de declarat vis-a-vis de arbitraj. Puțin mai devreme, Bordeanu ne-a spus că el simte așa o ciupeală, că toată lumea o vrea pe Dinamo în prima ligă. Simțiți și dumneavoastră? Nu vă pot spune nimic decât despre jucătorii mei și despre echipa mea. Ce s-a întâmplat în repriza secundă? Pentru că Iașiul parcă n-a întâmplat? Mai dominat. S-au întâmplat niște lucruri, sigur, avem problemele noastre, dar sigur, v-am spus, jocul e făcut din momente, iar momentele decisive nu au fost tratate pentru noi. Și atunci, sigur că de acolo s-au schimbat niște lucruri, dar astea sunt problemele noastre, le cunoaștem, o să încercăm să le rezolvăm dacă vom reuși. Pare rău, pentru că consider că prima repriză am făcut ce trebuia să facem. Din păcate, în momentul de față, se pare că și șansa asta nu vrea deloc să se întoarcă cu fața spre noi. Am avut pe final de joc o bară la care toată lumea era spectatoare. Mă refer la echipa gazdă, portar, toată lumea. Mingea a mers în bară, la ei din bară au sărit în poartă. Cam ăsta e fotbalul, făcut din momente, asta este, mergem înainte, nu avem ce să facem. Există și o tensiune, poate, legat de... Știu că ați discutat despre asta și la conferința de presă. A existat vreo tensiune și în vestiar legat de ce s-a scris săptămâna aceasta cu Itu? Nu știu, a afectat iarăși asta? Iarăși nu vreau să comentez astfel de lucruri, pentru că, v-am spus, ar trebui să facem în România presă sportivă. Din păcate, sunt foarte mulți care nu știu ce înseamnă presa sportivă. Asta e România, asta consumă scandal, gălăgie, asta se consumă în România. Și nu o să creștem niciodată ca fotbal dacă nu o să încercăm să facem altfel lucrurile. Îndepărtăm lumea de la fotbal, îndepărtăm oamenii care pot să vină să susțină fotbalul, pentru că asta scoatem în România în evidență, nimic altceva. Dacă să închid subiectul ăsta, e o relație bună între dumneavoastră și Itu în momentul de față, că am văzut că astăzi a fost pe bancă, deci nu sunt este probleme. Este pe bancă, Itu este jucătorul Politehnicii Iași, când merită să joace, va juca. Cât timp voi fi eu aici, eu încerc să tratez pe toată lumea la fel, nu sunt un timp care poartă ranchiună.
Mai mult ce să vă spun. Chiar nu e nimic de comentat. Etapa viitoare cu Rapid, din nou un meci dificil. Toate meciurile sunt dificile în prima ligă, indiferent că jucăm cu FC Botoșan, cu Dinamo, care sunt în spatele nostru, sau cu FCSB sau Rapid, care sunt pe primele locuri, toate jocurile sunt dificile. Dar v-am spus, contează foarte mult de ce facem noi, nu de ce fac adversarii. În regulă. Vă mulțumesc frumos. Cu multă plăcere. Ok, pot să înțeleg că nu vrea să comenteze de arbitraj, că probabil e frică să nu fie suspendat, dar să zici că din cauza presiei sportive nu evoluează fotbalul, asta n-aș prea fi de acord, adică, în fine. Bun, deci PAP trebuia eliminat. Mai ales că nu prea mai avem presă sportivă. Da, cum să zici că din cauza presiei sportive nu? Că mi se pare că totuși... Ok, poți să fii, să zici, nu-s de acord cu ce s-a scris sau, nu știu, exagerări sau așa, dar că din cauza asta nu progresează fotbalul e prea mult. Un singur lucru vreau să mai comentăm despre acest meci, faptul că Berisha, atacant kosovar, prima apariție, primul gol. Kosovarii o să vină aici că... Rahmani, prima apariție, primul gol. Da. Serios, adică, nu știu, că toată lumea ia kosovari, adică nu așa, Krasniqi, primele lui apariții la CFR au arătat foarte bun. Și prima la Rapid a dat gol. Da. Noi nu-l luăm. Se acomodează? Nu, luați altul. Acum dacă vedeți că așa, poate mai sunt, nu știu că mai sunt. Mai e un atacant în costă, mă, că toți au venit. Păi am văzut că a luat Blesa, care a jucat în... Și din nou a luat unul, adevărat, el nu prea are legătură, nu prea a jucat prin Kosovo. Blesa a jucat în Kosovo. Da, Blesa a jucat. Eu am studiat campionatul de acolo și e ceva special. Blesa, înțeleg că a fost propus și pentru FCSB. A propus, da. Propus. Da. Ok. Te delectezi, că n-ai mai văzut așa ceva. Adică am mai văzut prin Algeria, am mai văzut niște terenuri sintetice cu... Probabil că se filmează din tribune și nu se vă, că în rest nu sunt tribune. Trece lumea pe stradă, unii mai stau de vorbă, mai vezi un taxi, mai frumos tare. Dar ce arată chestiunea asta, că ei mai convin, se impun, că avem un campionat slab sau că ei sunt buni? Asta poate fi și în întâmplare. A mai fost un Berisha pe la Târgoviște care nu s-a impus. A ajuns pe la Liga a doua. Nu e neapărat nevoie să se impună dacă dă gol la primul meci. Nu, dar totuși faptul că ei imediat marchează, mi se pare unii imediat marchează, alții imediat nu marchează. Sunt unii cărora nu le face foarte bine... Nu vreau să dau exemple de pe alte echipe, dar au venit fotbaliști. Nu sunt au venit, venit fotbaliști care s-au făcut de râs, deși aveau o carte de vizită extraordinară pentru campionatul nostru și, mă rog, unii și-au revenit, alții au plecat. Da. Bun, ne mutăm cu discuția la Rapid, Rapid Hermannstadt. Se joacă de la ora 20 în Giulești. Și aș începe cu distribuția oaspeților, pentru că acolo e o schimbare de sistem pe care o propune Măldărășanu, cu trei stopări. Practic cu 5 apărători. A mai jucat așa? Eu nu mi-aduc aminte. N-a mai jucat, nu? Porțiuni de meci, dar de la început nu. Da, acum nu știu cum a gândit-o el, pentru că apar și apar Bejan, Găman, Stoica. Poate a gândit-o că joacă Rapid cu doi atacanți, cu Rahmani și cu Burmaz, dar eu din ce am văzut, am văzut că Burmaz juca sus și Rahmani venea puțin al doilea atacant. Bine, aici o greșeală că puteam va fi dreapta și opruț. Clar și are două absențe, practic. Una, omul a plecat, dar era jucător important, Babal Hassan. Da. Și a doua, e vorba de Mino Sota, care era un titular obișnuit și care are cu multe cartonașe galbene. A făcut o echipă, să zicem, defensivă, cu Murgea și cu Biceanu, dar nu prea are altfel. Și prea cu Murgea și cu Biceanu și cu trei stopuri. Da. De regulă, da. Da. Dar că are două guri de foc, și Paraschiv și Iani Stoica. Și pe Balaure, nu vorbesc că Balaure are cifre foarte bune. Balaure e cel mai bun jucător al lor anul ăsta. Unul dintre cei mai buni jucători din campionat, clar. Da. Bun, am discutat despre kosovari. O să vreau să vedem o parte din dialogul pe care Rahmani, poate cel mai important kosovar care a venit la noi pentru că a dat cele mai multe goluri și, mă rog, în lumina reflectoarelor, într-un interviu exclusiv pentru Orin Sport. It's going to be very very hard game. We play against them. I know that team, how it is. We're going to have a problem tomorrow, but I hope and I
I have trust on my on our players. We will give 100% to take 3 points. Of course, it's very good feeling because from all games we won all. We keep working too much with our staff, and all the players is they are ready for the next game. So I'm so happy for them. I'm so happy for myself. We are in very good shape. I hope to continue that. The period, it was very hard for me because I was out for 3 months, and it's difficult when you see the games in TV and you cannot help the team for the games with the goals. So I'm so happy to be back, and I'm so happy for myself. I'm in this shape, and I hope in the future we're gonna be like this, to help the team to score goals and to celebrate with the fans. First of all, I want to win the title, and for the goals, I hope 20 or more than 20. It's very good for us because we won every derby, we won every game, and this is good for us because in playoff we will play again with them 2 games, so we know them, we analyze very good them, so I hope in playoff to be more better. Și a propus 20 de goluri, mai are 12. Crezi că le dă? Câte etape mai sunt? 5 și cu 15 etape? E greu. Greu că urmează un play-off. Vine play-off, nu mai dă idee. De fapt, nu. Rapid are 12 etape de play-off. Că ultimele două etape din sezonul regular sunt de play-off, că sunt cu Craiova și FCSB. Da? Și cam... E bine că și-a propus să marcheze atât. Acum... Bine, el până acum e în grafic, totuși. E în grafic, adică, da. Poate că și-a calculat, dacă a dat, nu știu, câte meciuri are? 10? 10 nu meciuri, 8 goluri? 13 goluri, 13 meciuri, cred 13, că are. Da, ceva de genul ăsta. Da. Și-a făcut el un calcul acolo, da? Cam pe acolo. Greu de... Evident că e titular în această seară. Vedem întreaga distribuția Rapidului, așa cum este pe foaie. Apare Brown titular pentru că Oana este accidentat. Borza este din nou jucătorul ales de Bergodi să bifeze regula. Săpunaru e titular. A fost și cu CFR, numai că a ieșit foarte repede și era un semn de întrebare în privința lui. Albu Djokovic, după care ori un 4-4-2, ori cum credeți că va fi așezarea Rapid? Cam așa. 4-4-2. Krasniqi la partea dreaptă. Păi e practic aceeași echipă cu care a jucat la CFR, doar că a ieșit Tone și a intrat Brown. Păi cred că așa jucăsere și cu Oțelul, etapa cealaltă, dinaintea partidei. Da, da. Da, Oanea începea. Da. Oanea, că Brown a... Da. Atunci a fost, cred că, suspendat. Da. Sau, nu, a avut ceva, a lipsit. Cert e că e greu să mai joace alt under, adică Cârjan, pentru că acolo e aglomerație mare de tot în față. Au o bancă Rapid cum... Da, gândește că acum pe bancă sunt... Petrila, Funșo... Imediat, zic banca pentru că banca... Ioniță mai e la Rapid? Ioniță, da. E pe bancă? Cred e pe bancă, da. Dar ca să citesc toată banca Rapidului, deci, portarul Drăghia, Bădescu și de aici încolo, da? Cristea, Dragoș Grigore, Oaidă, Hromada, Funșo, Hasani, Petrila, El Saui, Ioniță, Cârjan. Adică mai faci încă o echipă cu ăștia, da, nu dau seama dacă pe toate posturile, post cu postul, care e... Păi vedem că Hasani dispare din primul 11, nici ultimele meciuri nu a intrat, Funșo a intrat dispare, foarte puțin. Funșo la fel, care din punctul meu de vedere, Funșo în începutul ăsta de, în partea asta, în a doua parte a campionatului, în acest an, mi s-a părut foarte bun. Mi se pare că ușor revine la forma pe care a avut-o în prima parte a campionatului. Și asta arată că Rapid are un lot foarte bun, acum, foarte echilibrat. Plus Kajs și Emers care nu sunt, adică nu sunt nici pe bancă. Iar Hasani, revenind la el, este jucătorul pe care s-au plătit o sumă. Bine, asta nu înseamnă dacă s-a plătit neapărat. Da, dar okay, totuși să ții un jucător care dai, nu știu, 400.000 de euro pe el. Să joace toți. Pe și pe Krasniqi l-ai dat, că ai dat 1 milion pe Krasniqi. Corect, și asta. Și pe Burmaz, și pe Akmani, Rapid a plătit. E interesantă situația lui Albu. Mi se pare interesant pentru că el în ultimele 6 luni a semnat prelungirea, a primit o propunere din partea Rapidului, nu i-a dat curs și cu toate astea el e om de bază acolo. În condițiile în care Wide nu prea a sărit din echipă, doar acum. Acum, da. Înainte juca. Exact. Da. Albu, da, este un jucător ok. Bine, asta arată că
conducerea merge pe mâna antrenorului. E clar că nu s-a implicat, nu? Dacă un jucător care ți-a refuzat oferta sau nu și a dat cu normal, cu cât trece timp, e în avantajul lui Albu. Și mai ales prestațiile lui bune, pentru că îl ajută să prindă un contract, că e altceva să semnezi din postură de jucător liber sau să te vândă rapid undeva. Nu cred că o să se înțeleagă. Să continue? Da. Cred că prelungește. Cred. Dar o să obțină un contract mai bun, probabil. Cred. Probabil. Pentru că dacă el n-a acceptat... După interviul ăla, nici n-a avea cum să nu prelungească. Nu, dar aici se poate întâmpla altceva. Să vină cineva de afară și să spună, ok, te semnăm din vară. Da, e un risc pe care ți-l asum rămânând. Da, poate semna cu oricine acum și... La rapid, da. Bun, câteva declarații din partea lui Cristiano Bergu din aici acestui meci. Atenție, rapid, are 4 meciuri, 12 puncte în 2024, a urcat până pe poziția a doua. Bună seara, domnule Bergodi. Cum a fost în această săptămână? Cum ați gestionat euforia după victoria cu CFR? Sigur că băieții s-au antrenat foarte bine, pentru că când ai un astfel de rezultat împotriva o echipă foarte bună ca CFR, e normal că s-au antrenat foarte bine, au o morală sus, dar n-am avut nevoie de să-i spună ceva la ei, pentru că oricum au fost întotdeauna concentrați pe antrenament, pentru că e un moment potrivit pentru noi, pentru a încerca să facem cât mai multe rezultate pozitive, adică vittorie, pentru că pentru noi, pentru a ajunge sus acolo, trebuie să aducem vittorie după vittorie. Hermann Stad aliniază o echipă cu trei stopper, va încerca să închidă spațiile, ceea ce Rapidului nu prea îi convine în meciuri. Cum va arăta meciul acesta? Bine, normal. Malda a ales o strategie care e asta de măcar să fie mai compact în zona centrală, unde noi avem doi atacanți importanti și atunci alese să joace cu trei în spate. Vom vedea. Noi e normale că este o strategie, cum se poate spune, că un piedica un pic echipa noastră, pentru că oricum spații sunt mai reduse, dar e normale că oricum noi trebuie să avem răbdare și să controlăm jocul și să creăm oricum ocazie. Vom vedea pe teren, dar știam că probabil venea așa această echipă. Marius Moldărășanu mai devreme lăuda banca Rapidului. Cum e? Vă simțiți mai confortabil acum văzând câte soluții aveți pe bancă? Bine, normal că acum e un lucru firesc faptul că au venit jucătorii că au, așa, din punct de vedere numeric, avem mulți jucători de pe bancă, jucători și valoric, din punct de vedere valoric, foarte buni și asta e important. Noi am stat două luni, noiembrie și decembrie, fără atacanți, din păcate, și era vremea rea, pentru că oricum am avut două, trei rezultate foarte bune, inclusiv meciul cu FCSB și cu Craiova, dar după, pe termine lung, am pățit acest lucru, faptul că nu aveam atacanți și extreme. Și asta, acum au venit jucătorii, că când se schimbă în primea aceste patru meciuri, se poate spune că în parcursul meciului s-a schimbat întotdeauna cu intrare de jucătorii de pe banca, au făcut treaba și am castigat meciurile. L-am putea vedea și pe Hromada astăzi, intrând și debutând pentru Rapid? Beh, vedem dacă e nevoie, băgăm tot artileria și băgăm și mizlogea și vedem cum se desfășura meciul, pentru că e normal că trebuie să vedem cum se desfășura, pentru că al început suntem oricum echipa, oricum ofensiva, pentru că de acum două, trei meciuri că jucăm cu doi atacanți și mi se pare că a dat eroade această nouă alegere acolo, dar avem, repet, jucătorii de pe bancă că măcar pot să intre și pot să facă diferența. Astăzi este meciul cu numărul 250 pentru dumneavoastră în prima ligă din România. Antrenor străin cu cele mai multe meciuri în România. Cum vă simțiți la această bornă și dacă vă gândeați când ați venit prima oară în România că veți ajunge la acest număr? Niciodată m-am fi gândit când am venit aici în România că faceam atâtea meciuri în Superliga. Nu, niciodată. Dar mă bucur, sunt mândru că m-am spus acest lucru. Știam că eram un antrenor care aveam multe prezențe în Superliga, dar acum 250 mi se pare un lucru foarte bun și mă bucur, sunt mândru, pentru că oricum și sunt recunoscător la fotbal românesc că m-a luat aici și în continuare antrenez aici. Bun, l-am auzit pe Bergodi. Aseară a fost aici în emisiune Dani Coman și a făcut o declarație foarte interesantă.
că își dorește postul de președinte al ligii. Nu a spus neapărat că la următoarele alegeri, deși ele sunt destul de departe în timp, în 2027. Dar a fost o declarație pe care și-a asumat. Îl vedeți în postura asta? Da, de ce nu? Apar nu. Nu mă pricep la ligă. La ligă e vorba de conducere, nu e... Nu mă pricep deloc. Chiar nu mă pricep. Vorbim pe Dani, bă, un din nou val, mi se pare chiar un conducător care preocupat, care știe, îmi place, mie îmi place foarte mult Dani Coman. Ama nu știu, nu-l văd, adică îl văd conducând un club. Și nu înseamnă automat că dacă ești un conducător bun de club... Nu știu cum este, uite, eu n-am fost, cred că cel mai vechi conducător la ora actuală în România. Nu cred că poate să fie cineva mai vechi decât mine. N-are cum. Păi, trebuie să aibă 80 de ani ca să fie mai vechi decât mine. Îți dai seama. Nu, chiar 80, că n-am cât aveți. Păi, eu am 59, dar m-am apucat la 26, deci sunt destul de vechi. N-am fost niciodată, nu m-a interesat chestia asta, absolut deloc. Nici federație, nici ligă, pentru că nu mă atrage cu nimic. Da. Nu l-aș fi văzut, adică nu l-aș fi crezut că e atras de așa ceva. Adică v-a mirat să-l auziți spunând asta. Da, și pe mine la fel. Discutăm mai multe după... Ovidiu știe. După meci. Ovidiu, discutăm după meci, că nu mai avem minute. Trebuie să ne oprim, urmărim Rapid Herm, așa vă aștept la final.